locul sunt 4, sunt 38 de locuri de testare. Înainte de a lansa un calculator și de a ajunge pe piață, durează cam, noi ne apucăm de acel calculator cam o lună înainte. Ce înseamnă asta? Strângem toate datele cam din piață, cam ce calculator se dorește, începem, strângem componentele și intră la R&D unde testăm compatibilitatea componentelor. Verificăm, vedem ce componente merge cel mai bine pe configurația aia, clar, aceasta va fi configurația, în momentul ăla încep și se fac imagini. Se pun pe el toate programele, se face imagine. Când se lansează calculatoarele în producție, imaginea se salvează pe server, calculatoarele se cuplează la server, știu ce transmite, ce model de calculator e, se duce la server la modelul respectiv, își face download de imagine și își pune sistemul de operare și un sistem de operare unintended, are toate răspunsurile date, testează calculatorul, după care face resigilare și l-aduce într-o stare în care clientul, când îl pornește, trebuie să introducă niște date, să dea accept EULA, să-și dea numele și niște date care sunt cerute de Microsoft. Avem, practic, din această toamnă, în parteneriatul nostru cu CES, CES tocmai a semnat un contract direct cu Microsoft Corporation, deci similar cum l-au multinaționalii, pentru achiziția de sisteme de operare Windows. Sistemele de operare Windows pe care CES le are prin acest contract sunt destinate numai pentru sistemele fabricate la CES, deci pe lângă avantajele de cost și așa mai departe, există și foarte multe avantaje legate de partea de personalizare, de branduire, deci experiența clientului final este mult mai bună decât în alte situații. Dar asta aici e vrem oferta de sistem. Deci capacitatea de producție este mare, le facem, mixăm. Deci facem și Davio și Miria în același tip. V-am spus, putem face trei sisteme, trei calculatoare, trei modele în același tip. Ce facem? Și nu neapărat trei modele de calculatoare, putem face și altceva. Noi în decembrie, de exemplu, am asamblat DVD-uri. Da, deci nu, această linie este flexibilă, putem produce orice, putem asambla orice. Noi lucrăm în a dezvolta niște soluții pentru diverse categorii de clienți. Deci a zis Mihai de back to school. Da. Și veți vedea niște oferte speciale în acest sens. Nu e vorba numai de sistemul de operare Windows, ci de un pachet software cu mult mai multe aplicații și așa mai departe. Nu pot să vă spun încă, că deocamdată sunt surprize și le pregătim. Pentru back to school, pentru clienții small business, pentru clienți din categoria small office și așa mai departe. Deci vom veni cu niște pachete speciale, inclusiv de la Microsoft, inclusiv de la parteneri locali, producători de software locali, în care practic vrem să oferim soluția completă pe acele categorii. Și asta se va întâmpla foarte curând, deci începând din această toamnă.